Cadre didactice foarte bine pregătite, aparatură performantă, dar și renumele școlii au determinat pe foarte mulți părinți să-și înscrie copiii în clasa 1 și în clasa 5 la Colegiul Național Radu Negru. Iar lista rămâne deschisă până în toamnă pentru făgărășenii care încă nu s-au hotărât care este școala la care să învețe copiii lor. Colegiul Național Radu Negru a început deja înscrierea copiilor pentru clasa 1 și pentru clasa 5, iar cererile nu sunt deloc de neluat în seamă, pentru că zeci de părinți s-au înghesuit să-și ducă copiii la această școală. Este cererea mare, s-au depus deja foarte multe dosare, o clasă de 1 o avem completă la ora aceasta, deja și la clasa 5, și la clasa 5 s-ar putea chiar să mergem pe două clase, ceea ce n-am sperat de la început. Am mers pe ideea o clasă de a 5 și o clasă de a 1, s-ar putea să facem două clase de a 5. Viitorii școlari vor avea mai multe facilități pe care conducerea le va pune la dispoziție. De asemenea, aceștia se vor simți cu siguranță mândri că vor învăța la un colegiu de renume din județul Brașov. Le-am oferit un program școală după școală, așa zis școală după școală, în sensul de program prelungit. Noi le putem oferi copiilor masa la amiaz, normal contra cost, și o perioadă de supraveghere din partea cadrelor didactice a copiilor, timp de 2 ore, în care ei pot să-și efectueze lecțiile. O primă întâlnire între conducerea colegiului și părinți a avut deja loc, iar aceștia au și putut alege clasele unde micuții vor învăța de la toamnă. Mai mult decât atât, elevii din clasele terminale vor iniția anumite activități la care vor fi angrenați și cei mici. Ne-am propus un program de mentorat din partea celor mari și așa și va fi. Dacă vom avea 2 sau 3 clase de copii mici, cei din clasele 11 și 12, mă gândesc a 11 în mod special pentru că nu sunt atât de prinși cu bacalaureatul la anul, să desfășoare activități cu elevii mai mici. Nu este pentru prima dată când instituția de învățământ va avea și clase primare și gimnaziale. Încă de la începutul anilor 1960 au funcționat astfel de clase. Conducerea colegiului consideră că această revenire a claselor 1 și a 5 nu este nimic altceva decât o continuare a tradiției.